e momentul să înveți să controlezi snowboardul cu ambele picioare în legături, adică de adevăratele. După ce te-ai încălțat și e stabil, adoptă poziția de bază, umerii și șoldurile aliniate cu placa, mâinile ușor depărtate de corp, genunchii ușor îndoiți și cu greutatea ușor pe călcâie. Pentru a începe alunecarea la vale, mutăm progresiv greutatea de pe călcâie pe toată talpa până când placa va începe să alunece. Din acest moment, urmează să încerci să rămâi în echilibru în poziția de bază, dar cu greutatea puțin pe cantul de la călcâie pentru a controla viteza alunecării. Dacă vrem să ne oprim, punem mai multă presiune pe călcâie până când placa se va opri. Pentru a nu ne pierde echilibrul în timpul frânării, folosim brațele. Cu cât avem mai multă presiune pe călcâie, cu atât vom duce mai mult brațele în față.